ziua, sunt Alexandra Vasile. Astăzi invitatul meu este domnul profesor universitar Eduard Circo, medic endocrinolog, și împreună cu dânsul vom afla anumite răspunsuri la întrebările care sunt pe buzele tuturor referitor la faptul că mulți români sunt îngrijorați de un eventual accident nuclear și din cauza aceasta mulți au golit în ultimile zile farmaciile de pastilele cu iod după ce Rusia a atacat Ucraina, fără să se informeze asupra efectelor negative pe care le-ar putea avea asupra sănătății lor. Iar în cazul administrării neadecvate vrem să știm la ce riscuri se pot expune aceste persoane. Bună ziua! Sigur, e o situație fierbinte și toată lumea este interesată de această nouă postură pe care trebuie să o parcurgem vrând nevrând cei mai mulți. Înainte de a vorbi însă despre problema nucleară, cred că ar fi foarte util să expun câteva păreri și cuvinte despre problema iodului. Un accident nuclear presupune emisia la atmosferă de iod radioactiv. Sigur că acest iod radioactiv acționează în proximitatea bombei atomice cu efectul termic și nu se mai pune problema unei protecții. Pe de o altă parte, acest iod pe care îl luăm noi mineral, în sensul de prevenție, se adresează pur și simplu doar tiroidei, în maniera de protecție. Protecție la ce? La penetrarea iodului radioactiv în tiroidă, care va face ceea ce știe el să facă. Radiații gamma, care vor distruge pe de o parte țesut tiroidian, dar pe de altă parte există riscul transformării în țesut de tip neoplazic, adică cancer tiroidian. Problema care se pune este că iodul este un component important al hormonilor tiroidieni, iar hormonii tiroidieni sunt esențiali vieții. Deci, în condițiile unei carențe a lipsei de aport iodat sau unui exces de iod, pe un termen scurt de administrare, putem înregistra și efecte nedorite. Efectele pot interesa structura tiroidei, dar și funcționalitatea tiroidei. Acest iod, pe care îl luăm sub formă de iodură de potasiu, prin conținutul său în iod, încearcă să evite pe moment aceste efecte nedorite. Dar este bine de știut că iodura de potasiu nu este un tratament pur și simplu împotriva radiațiilor în ansamblu, ci, cum spuneam, de protecția tiroide, dar poate să ne ofere și elemente nedorite. În acest sens, trebuie spus că iodul care este absorbit în organism trebuie prelucrat înainte de a fi inserat în tiroidă. Administrarea în timp scurt, în momentul, anunțului exploziei nucleare, necesită totuși câteva zile ca acest iod să ajungă în tiroidă. Este însă mult mai simplu, sau dacă vreți, mult mai corect, ca pur și simplu să avem de la început o cantitate suficientă de iod în tiroidă. Aportul de iod în natură nu este asigurat decât prin actul iodării sării sau administrării unor pastile în scopul de profilaxie a carenței de iod. Dacă noi, cei care suntem expuși, am avea o cantitate suficientă de iod, probabil că iodul radioactiv nu va avea unde să se fixeze. Așa că cei care au urmat o profilaxie corectă cu sarea iodată și nu au fost influențați de tot felul de păreri neoficiale cât de mult face rău iodul din sare, ei aceia sunt puși la adăpost, mai ales cei care au și mâncat foarte frecvent fructe de mare. Dar e bine de precizat însă că sunt o serie de boli tiroidiene la care administrarea de iod poate face mai mult rău. Deci, pacienții cu boli autoimune tiroidiene, acea tiroidită autoimună, respectiv boala Graves, bază de cu exces de funcție tiroidiană, în niciun caz nu vor tolera cantitate de iod în scurt timp. Urmările ar putea să fie mărirea volumului tiroidei și chiar formarea de noduli ca o contrareacție sau, de asemenea, excesul de funcție tiroidiană care imediat va produce o serie de perturbări. Deci nu cred că putem să luăm de acum începând preventiv iodura de potasiu, pentru că, în primul rând, noi, cel puțin cei din zona perimarină, ar trebui să avem o cantitate suficientă de iod. Iod luat din alimentație și în special din sarea iodată. Totuși, trebuie să vă menționez, am încheiat relativ recent, în cursul anului trecut, un studiu în zona perimarină la nivelul femeilor însărcinate.
Trebuie să vă spun că pentru copii, vârstele extreme, copii și respectiv vârstici și de asemenea pentru femeia însărcinată, se pot realiza în unele condiții ușoare carențe de iod, adică cantității de iod din organism. Studiul nostru, efectuat pe femeile însărcinate din Dobrogea, a arătat că un procent semnificativ, aș spune, până la 30% din aceste persoane, având o cantitate insuficientă de iod. Sigur, nu au fost carențe foarte mari, dar în condiții de sarcină, lucrurile acestea au o anumită importanță. Deci, în concluzie, niciun caz nu trebuie să apelăm la iodura de potasiu în momentul de față, atâta timp cât nu avem o evidență a iradierii. Iar administrarea preventivă nu cred că și-are rostul, pentru că prevenția am făcut-o și o face România de an bun față de multe alte țări din lume, din Europa, o face de an mulți cu sarea iodată. Ce se întâmplă în cazul unor persoane care au noduli tiroidieni, dar nu știu că au acești noduli și administrează aceste medicamente? Din păcate, într-adevăr, există foarte multă patologie tiroidiană și mai ales nodulul tiroidian, care este un adevărat capitol de patologie, cu funcție alterată, fără funcție alterată, cu potențial evolutiv spre cancerul tiroidian, pur și simplu nodul reactiv, care mă apare, de exemplu, la femei post-menopauză. Sunt descoperiri întâmplătoare, nu rare ori la examenul ecografic. E bine de știut că unii din acești noduli, în prezența unui exces de iod, prin administrare, ar putea să sufere un puseu de mărire în volum, de transformare în nodul periculos. Adică, altfel, nodul benic se pot transforma în nodul de tip canceros. Ne puteți spune care este perioada de înjumătățire? Perioada de înjumătățire a iodului alimentar față de iodul radioactiv este o mare diferență. Iodul radioactiv este cu tot o altă problemă, este o problemă militară, așa, și nu cred că ne interesează în mod direct. Însă, în privința jumătățirii iodului alimentar, aici lucrurile sunt, poate nu e bine chiar cea mai fericită expresie, înjumătățire, pentru că, în general, există un sistem în organism de a proteja pierderile de iod. În condiții de lipsa iodului, se produce o intensificare a reabsorbției iodului eliminat în urină și respectiv în componența intestinului, dar sigur, atâta timp cât nu există un aport adecvat, balanța va fi în sens negativ. Sunt multe persoane care întreabă dacă sunt în evidența unui medic și iau medicație cu eutiros. Poate folosi această iodură preventiv? Evident că da, dar într-adevăr absorbția iodului este mai controlată și inserția în tiroidă este controlată în special de nivelul hormonului hipofizar destinat tiroidei, TSH. Cu cât TSH-ul este în limitele normale sau chiar ușor crescut, captarea este mai intensă. Însă, chiar și în aceste condiții, pacienții care urmează tratament cu eutiroxul urmează în scop terapeutic. Nu se pune problema să oprim eutiroxul ca să inserăm iodul. Iodul se va insera oricum. Nu e nicio problemă. Ba mai mult, dacă avem un TSH mai scăzut, chiar și iodul radioactiv, teoretic, s-ar insera mai puțin în tiroidă, în acest sens. Numai că la pătrunde, oricum. Așa că iodul existent intratiroidian datorită unei profilaxii corecte, cred că trebuie să-l avem în vedere. La nivel național, premierul Nicolae Ciucă a menționat că rezervele de astfel de medicamente sunt foarte puține. Ce se întâmplă dacă iodul nu mai este găsit în farmacii și vor exista totuși persoane care vor avea nevoie de el? Știu, copii sau gravide în perioada imediat următoare, dacă se va întâmpla ceva? Probabil că este de competența Ministerului, de competența Guvernului, de competența armatei, să fim dotați cu astfel de componente. Vreau să vă readuc aminte de nefericitul eveniment din Cernobâl, unde vântul și mâna lui Dumnezeu, probabil ne-a ferit totuși de o iradiere, s-a găsit pe moment soluția Lugol, iodură de potasiu, care a fost administrată sub formă de picături. Eu cred că există întotdeauna soluții pentru astfel de situații de criză. Nu trebuie să fim panicați. După cum nu trebuie să fim nici panicați de așa zisa iradiere ca potențială existentă. Este o problemă care ne depășește, dar cred că la ora actuală păstrarea calmului
și a discernământului, cred că ne ferește de mult mai multe lucruri. Și să nu uitați că bolile de tiroid adeseori sunt legate de starea psihoemoțională, care, pe de o parte, influențează patologia tiroidiană, dar însăși patologia tiroidiană influențează prost și starea psihoemoțională. Deci eu vă invit să rămânem echilibrați și curajoși. Ne puteți spune la nivelul Dobrogei câte persoane există în evidența noastră cu patologie tiroidiană? E greu de spus. E greu de spus pentru că este o dinamică permanentă, asta pe de o parte. Nu avem o evidență clară pentru că sunt multe centre, sunt mulți colegi endocrinologi care tratează și practică. Eu pot să vă spun însă că aproape în fiecare zi constat pacienți diagnosticez pacienți cu boli tiroidiene, mai ales tiroidită autoimună și sunt nevoit să le explic că totuși în cazul tiroidite autoimune excesul de iod în timp scurt poate fi dăunător. Și în concluzie, cine ar putea folosi această medicație, această iodură în perioada următoare? Toată populația sau există anumite persoane care pot folosi? Care pot să? Să folosească această medicație. Deci această medicație în condiții de urgență, evident că administrarea se va face în momentul acela și nu vom ține cont de anumite restricții. În condițiile însă actuale, în când avem doar amenințări, dar nimic concret, eu invit totuși la reținere pentru pacienții care au o patologie tiroidiană, cu excepția celor care au o patologie tiroidiană prin absența aportului de iod sau un aport de iod scăzut. Numai că această patologie a carenței carențială în iod este caracteristică în special altor zone geografice, în special în zona montană și submontană, unde riscul este mult mai mare. La finalul interviului aș dori să adresați un îndemn tuturor constanțenilor care ne privesc și ne ascultă în aceste momente. Să fim optimiști, să fim calmi, să fim curajoși, să fim demni. Desigur că e util să ne păzim tiroida, e bine să ne păzim cu toții în ansamblu și să avem spiritul de, ca să zic așa, de comunitate. Trebuie să fim toți uniți, dar calmi și liniștiți. Calmul va crea totdeauna elemente pozitive și soluții de moment. Dacă intrăm în panică și începem să luăm iod în exces, de teama că, după principiu, să fim siguri, s-ar putea să obținem mai multe lucruri rele și mai neplăcute în masă, populație, decât în, pur și simplu în momentul de față. Deci ar fi bine să fim raționali. Vă mulțumim!